astăzi o să fie mare nebunie, este război mare între două fete, Lucy și Bibi. O să vedem care este aleasa pentru Mariusel, o să fie mare nebunie, circ, o să fie amuzant. Așa că luați-vă ceva de ronțuit, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și dacă vreți să mai vedeți episoade de Mariusel, dați acolo pe butonul de like să facem peste 2500 like-uri pentru următorul episod. Că știu că se poate, cu siguranță, mai ales pentru episodul de astăzi. Hai să vedem ce care e treaba pe aici, pe acasă. Și ne duci noi pe aici. Neața, ce faci? Bună dimineața. Fii atentă, care e situația? Care este situațiunea? Unde este? Da, mi-am răspuns singur la întrebare. Ce a pățit? Nu știu, cred că... Ce? Nu știu, cred că am dormit aici. What? Salut. Nu dorm. Voi la bec. Dar e stins. Și ideea, încerc să-l aprind. Bro, ești ok? Bă, du-te până afară. La mașina mea. De ce? La număr. Du-te la număr. La număr. What? Și-a pus Mariusel la număr? Păi asta e, bă, asta înseamnă că e mașina mea, înseamnă, nu? Și-a pus la număr Mariusel. What? Ți-ai pus Mariusel la număr? Bă, boss, ridică-te de acolo. Da, mi-am pus la Mariusel. De ce? E mașina mea? Nu. Așa ziceam și eu, puteam să jucă să zice asta. Păi de ce ți-ai pus atunci? Ca să te-am lângă mine mereu. Măi, ești nebun, așa sufletiști și tu acum? Da, frate. Nu știi că te iubesc eu pe tine? Da, mă, și eu, și eu, cum dracu. Nu coace, bă. Nu stea în brațe. Ia fi-a. Păi ai, te iau, te iau, stai două secunde. Eu stau. La ce șulduri ai? Boss, boss, stai că nu voiam, nu voiam chiar așa, stai ușor. Nu voiam chiar așa. Bro, stai ușor. Astăzi... Gata, da, da. Ce faci, Tim? Astăzi... Azi. Bă, unde e? Unde e Miruna cu tataie? Au plecat la piață. Ah, ok. Aveam ceva să... Trebuie să ne vedem cu Bibi, trebuie să discut ceva cu ea. Cine? Dacă da... Cu Bibi. Cine? Ah, gagică ta, nevastă. Da, să zicem că e... ce situație a fost. Hai că tocmai asta vreau să sun, să clarific și niște situații, să văd care mai e situația, știi? Hai că revin mai... Sosul? Da. Sună. Bun, hai să sunăm pe Bibi. Să vedem dacă reușim să ne vedem și noi cu ea. Sună. Sperăm că ne răspunde și Bibi. Să fii cu Bibi, să fii pe secret cu Lucy, să fie toată lumea fericită. Bă, da, și-a, după aceea dacă află una de alta, nu mai e lumea fericită. Nu cred că ar fi toată lumea fericită dacă face asta, mai ales că după aceea Mariusel nu mai ieșe la o pe Bibi. Bă, bune, urât. E un message from Bibi. Nu pot să răspund acum, vorbesc cu cineva. Stai cu Sebi, te sună în 15 minute, zice Bibi. Băi, păi 15 minute. Nu mai stăm după 5 minute. Da, unde e Petre? Îl bate pe moș afară. Pe moș? Da, îl bate. Stai puțin. E moșul pe el. Ok, bine. Kiss. Am scris mie kiss. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Bine, erau... Au venit hostii peste noi. Vineau cu mine, că voiam să te întreb, vreau să te întreb ceva pe tine. Bine. Nu am numărul lui Lucy. Dar cred că s-ar putea să-l aibă Petre, pentru că Petre mai stătea cu Lucy. Aoleu, dar și-a parcat. Tata e... Ia, vine un caz, vine un caz, vine un caz, vine un caz, hai. Nu, no, nu, no, pe afară nu e, nu e combinație. Auzi? Da. Tu mai ai numărul din întâmplare al lui Lucy? Lucy Scr. Stai că am multe numere pe aici. Gagica 1, Gagica 2. Stanky, Stanky, cica, Gagica 1, Gagica 2. Ce trece Gagica 1? Sam. Cum? Roșchi.
Gata, n-am găsit Lucy. Lucy, ia zi. Perfect. Stai. 07. Da. Da, da. N-am cart ăsta 89. Trebuia să fac și pe asta, nu? Zi. 050. Da. 203. Ok. Ai notat? Da, da, da. Hai că dau acum telefonul. Da. Vreau să vezi pe aia. Revin imediat pe zi. Asta putea să avem treaba multă. Pe cine sunt? Pe... Îți explic după ce Lucie răspunde. Bine. Dacă răspunde și femeia asta, că văd că femeile azi nu prea vor să-mi răspundă. Sperea să ne răspundă Lucy. Da, mai vorbit cu Lucy de cât timp? De cât timp, guys? E, vreau așa, estimativ. Dacă știi cineva. Alo! Bună! Cine? Nu știu dacă mai ții minte, dar probabil mă mai ții minte. Mariusel te sună. Ce faci, măi? Bine, uite, am făcut rost de numărul tău, că nu mai aveam în cartelă. Am făcut rost de numărul tău de la Petre și eram și eu curios să văd ce mai faci, dacă vrei să ne vedem, să văd cum mai ești, că nu ne-am mai văzut de atât timp. Aia voiam să zic și eu, că n-am mai vorbit de o grămadă de timp. Eu tocmai ce am plecat de la sală, sunt aici pe plajă. Am venit puțin să mă bronzez. Ok, deci... Vrei să ne vedem? Eu sunt liberă. Perfect, atunci de vorbim dacă vin și cu Bezea, îl știi pe Bezea? Nu știu, e ok, nu am nimic, e ok. Ok, hai că vin și cu Bezea. Hai, te aștept. Deci lângă sală, pe acolo, pe plajă te găsesc, da? Fix, fix în față, mergi direct okay. În față. Ok, ok, mersi. Te pup, pa, pa. Pa, pa. Cine vorbim? Cu Lucy Scr. O mai ții minte? O mai ții minte? Bă, da. Ei, astăzi mergem să vedem și noi ce mai face, că n-am mai văzut o grămadă de timp. Nu e Lucy care se dădea la tine? Ba, Lucy care se dădea la mine este, da. Păi hai, te duci tu sau vin și eu? Vine și tu ca să nu interpreteze greșit, că nu vreau să interpreteze ca și cum mă duc. Bine, vin și eu. Da. A primit mesajul de ceva? Love you. Nu dau nimic. A? Unde e? Pe plajă. Că până nu mă văd face to face cu baby, eu nu se dau nicio chestie. Și Petre? Stai aici? Până mă văd direct face to face cu baby, ce vorbim și toate astea. Bă, da. Petre, te abandonează asta. Petre? Nu, pe Petre lăsăm aici. Petre? Da. Tu rămâi aici, da? Da, acum. Ha, te pup, ai grijă de casă și te mănânci pe mine dacă e vreo problemă, da? Da, acum. Mersi mult de număr. Da, rup. Dar de ce e vreun numărul ei? Bă, n-am mai văzut o grămadă de timp și eram și eu curios să văd ce mai face, că mi-am adus aminte. Bă, dar nu, n-am mai văzut o grămadă de timp. Ce, ți se pare vreo problemă? Adică, dar ce mă e așa? Am întrebat și eu ce n-am voie. Dar te-ai bugat sau ce zici? Bă, e mișto, dar știi că am așa o mașină? Cred că știi, nu? Aia pe care ai văzut-o și de-a trecut-o. Aia pe care ai văzut-o Thunder? Mercedes-ul. G-Class. Cât de pe? 3 milioane. E bine, mă, 3 milioane, că mă dă bani. Păi, o grămadă de bani sau e bugat, bă, pentru un G-Class? Care are... Am dat 10 milioane pe număr. Pe număr? Da. Bă, e mișto. Trebuie să-mi pun și eu de la, dacă știam. Dar 10 milioane e cam mult, vere. Pentru un număr? Pentru niște... Da, știu, dar totuși... Dar nu pe ce frumos scrie? Îți place? Scrie destul de șmeche, Mariusel. Deci du-te la sala de sport. Și acolo ar trebui să o găsim pe... Lucy, lângă sala de sport pe plajă, deci că face plajă. Ar trebui să ne schimb? Aș dori să mă schimb? Ia, du-te-mă pe mine să mă schimb un pic. Înainte. Trebuie să te schimbi, să te vadă... Un pic, doar o idee să-mi scot peste asta. Da, mă, haide. Bă, arăt, vai de cap, nu uite, știu, zic că a venit... Bă, să mă schimbi și eu, mă, să mă pun la pielea goală? Nu te pune nici o pielea goală. Ce, mă, mă duci la plajă? Bă, ești tu la plajă? Păi, îți arăți și tu.
Cât de greasă ești, nu? Da, mă, mergeți în prim. Hai că nu stau, promit că mai mult de 2 minute nu stau. Doar îmi scot ăsta. Ceva așa, deci very light, guys, nu vreau să schimb nimica prea mult. Eventual doar scot vesta asta, că nu vreau să mai am. Ia stai, dacă dau, renunță. Dacă dau slash vest, o scot? A, nevermind, o scoteam așa. Dar vreau să mai scot și ăsta din spate, slash bag. Nu merge așa. Asta ce zici de la mine? Yeah. Da, e frumos, hai. Hai, mergem așa. Gata, mă, guys. Bun. Te-ai pus cruce? Nu mai schimb pantalonii, pantalonii lăsă mă ia. Pare rău. Crede-mă, ce semnezi pe cruce? Ha? Ce zici? Ce înseamnă? Nu, ce semnifică? Semnificație? Ia spune-mă, da, ce semnifică. Da, înainte, mai mulți ani, era așa din Corleone, noi așa ne cunoșteam după lanț. Păi ești nebun. Da, mă jur. Ah, interesant. Păi când mediul se scurge mașina, mă nebunești. Tu te rând de basket aici, parchezi aici? Te las-o aici, mă, undeva. Te rând de basket, hai. Bă, dar-i... Meltean rădă tot. Sala e aici, undeva în coași ar trebui să o vedem. Dacă o vezi pe plajă... Nu știu, mai știu cum arată exact, dar știu că avea părul roșu. Așa cu ro... Șuvițe roșii. O vezi pe... A, te-ne acolo? A, uite, cred că aia e. Te-ai de acolo, chat. Dar de ce te-ai înroșit? Băi, mai era mișto? Nu. Hai, lasă-mă cu roșitul tău. M-am roșit. Eu roșit așa un pic. Putem mă de aici. Care bulan e, vezi cum, vezi că... Da, de ce faci stânga? E în dreapta. Băi, ești nebun. Haide, mă. Lasă-mi și mine să-i spun normal. Pe bine, hai, te las. Eu. Mă scuzați. Ce mai faci? Păi, uite, m-am pus puțin la soarele astea că bate și e păcat, știi? Bă, dar tu chiar te-ai schimbat față de când am văzut ultima dată. Da, chiar mult. Adică nu mai ocup cu ce mă ocupam. Ce faci, Lucy? Pe bine, bune, ce deja faci? Nu te mai ocupi cu ce te ocupai? Păi cu ce te ocupai acum? Cluburi, etc., etc., nu vreau să mă mai gândesc la astea. Și acum cu ce te ocupi? Lucrez la birou, adică totul legit. Totul legit, all exact. Money, good money, a? Și eu lucrez la birou, da? Cum s-a făcut? Aha, m-am înțeles. Și ce mai faceți voi? Bine. Ce curte fac ăștia pe aici? Marusel, ce mai faci? Ia uite, avem aproape aceeași culoare la păr. Bă, da. Puțin, așa, o tentă. Am și eu suvice roșii, dar și tu ai, tu ai mai mult, oricum. Ești mai mult roșie în da cap decât mine. Tu ce mai zici cu... Nu te-am mai văzut de atâta timp, pe bune, adică sunt... Mă bezeam. Da. Nu ți se pare că s-a schimbat mult, pe bune? Ba, da. Place. Chiar în timpul ăsta cât nu, a, nu am vorbit și așa, m-am, să zic așa, m-am autorizat într-un oarecare fel. Și gândirea și tot, adică... În ce sens? La tot, mă refer absolut la tot. Da? Tot un bine, da. Și eu. Și tu ce, mă? Înțeles. M-am dus în bine. Bine, tu ce-ai mai făcut? Știam că aveai... Pe bine? Pe bine? Ce-ai mai făcut? Da, a, tu. Credeam că mă întreb pe mine. Păi și el are. Ce? A, ce are, mă? El are copil. Un copil. Și eu da, la fel. Glume. Și eu, glume. Ce-ai mai făcut cu... Păi eu de fapt noi doi cam semănăm un pic, mai că eu duc un pic mai bine. Eu încă mai știu pe unde umblă soția mea și copilul meu. El nu mai știe nici la aici de pe unde umblă.
Da. Și în ce stadiu sunteți așa? El... Nu, financiarul tu, sau? Nu, măi, mă refer tu cu nevasta ta, soția ta sau... A, eu? Eu da. Cu Bibi ne-am despărțit la acum ceva eu. Timp un pic, da. E o tensiune așa un pic între noi, dar... Acum e gagica, nu mai e nevasta și trebuie să o ceară iară. Nu, dar ideea e că e destul de... S-au întâmplat niște chestii în trecut și acum s-au mai făcut lucrurile mai bine, adică acum ne înțelegem mai bine, dar e na. Am înțeles, că erați într-o relație foarte bună ultima dată când am vorbit noi. Foarte. Bine, eu așa știu, adică nu, am întrebat că nu am vrut să mă bag și așa, adică... Stau și eu în brațe, că nu te-am luat când am văzut, nu faci. Ia-mă, ia-mă. Eu. Păi așa se face, man. Așa e frumos. Ia-mă și tu în brațe. Stau și eu în brațe. De revedere, așa. Nici nu știu cum. Te emoționezi, da? Nu, stai că nu... Mi s-a blocat mâna aici. Probabil l-ai făcut prea multă sală și... Gata. Da, eu fac sală nostru. Pe aici mai bezeam. Și bine miroși. Cu ce te-ai dat? Mi m-am dat cu scandal. Am înțeles, și eu cu bicicletă. Ce tare. Da. Glume, seți, da. Ele sunteți bine, astea. Păi asta e situația, am vrut să văd și ce da, mai faci. Da, am bani mulți. Ai bani mulți, nu? Sincer, chiar mi-era dor să vorbim, să chestiile astea. Păi și de ce ne dăm niciun semn de viață? Nu mai aveam același telefon, adică mi-am schimbat tot. Stai puțin că sună telefonul, revin mea. Ce mă interesează? Alo? Ce faci, unde ești? Uite, eram pe plajă, cu BZ. Ați pe plajă. Cum? Ce cauți pe plajă? Așteptam să mai treacă timpul. A, ce tare. Tu ai terminat ce... Tu nu știi să mă suni, ai zis că mă suni ieri. Te-am așteptat să mă suni și nu m-ai sunat. Ieri am avut niște probleme destul de mari cu bezea. Că m-am văzut cu bezea cu ocazia asta și a avut niște probleme. Și acum atât probleme ai, nu? Nu, acum ți-am zis că voiam să ne vedem. Eu te-am sunat. Puteai să mă suni și tu păi ieri. Da, și eu te-am... Păi, eu am vrut să te sun să dați, să las mai întâi pe CV undeva și tu... Uite, ne putem vedea să te iau în 5 minute, de la 5-7 minute de la Eclipse? Păi da, eu sunt deja aici, că l-am lăsat pe CV și am venit înapoi. Bine, hai că ne vedem acolo în 5-7 minute, bine? Vii singur? Da, vin singur. 5 minute că ajung. Da? Da. Bine, te pupam. Da, plecam o beze. Da, pleca beze. Nu știu, probabil s-a dus până la mașină să o încuie sau nu știu, să o aducă mai aproape. Eu mai vreau să-mi sun și eu un taxi ca să pot să mă duc acasă și astea. N-ai permis? Ba da, am doar că nu am mașina aici. Nu, nu am treabă, dar nu am venit cu mașina până aici, că... Mie să nu se zgârie. Dar de la ce ți-a pornit schimbarea asta? Că înainte erai mai nebună, cu nebunii... Mai nebună cu... toți sunt, dar... Adică, nu știu... E o schimbare... Nu știu, dintr-o dată așa m-a... O să zic că... M-a făcut ceva anume, dar nu am un motiv de la schimbarea asta. Pur și simplu am devenit mai matură, m-am gândit și eu ce fac și... Și ți-ai schimbat așa percepțiile și toate astea, nu? Da. Păi și acum ce-ți dorești absolut de la viață, acum în momentul de față? Păi, momentan, nimic, sunt... Asta nu e un lucru bun, mereu trebuie să-ți dorești ceva. Dar trebuie să ai un scop pe care vrei să-l atingi. Bun, ce... Momentan mi-am atins toate scopurile. Da. Boss, eu te las, mă duc și eu iau o mașină. Nu vin cu mine, Lucy. Oftim? Nu vin cu mine. Hai că vin. Deci așa, voiam să sun la taxi, că n-am cu ce să ajung acasă. Ah, lasă, te duc. Bine, eu mă duc după Bibi, da? Te duci după nevasta. Ce nevasta, mă? Mă duc să vorbesc cu Bibi. Tu nu e nevasta. Complicat.
Hai. Vine Lucy, iar casa. Casa? Noastră? Hai. Sau care casa? A mea. Ok. Bine. Ok. Hai să mergem repede la un garaj să scoși o mașina din garaj. Mă, și-a pus beza mașina acolo. Mergi noi la garaj să scoși un Mercedes-ul. Și să discutăm cu Bibi. Bă, da. Bă, ai putut să mergi? Da, mă, am mașina acolo. Trebuie să-mi iau, să scot din garaj de acolo. Bine, bine. Gata, chat. All good. Deci hai să mergem să vedem ce are Bibi de spus. Și cu ocazia asta, după ce vedem amândouă cum sunt și toate astea, trage și noi o linie și vedem și noi care este situația, ok? Ce părere aveți de Lucy? Ia spuneți-mi acolo părere pe chat. Rapid acolo părere pe chat. Spate-mi aici Mercedes-ul. Ia uitați-mi, mai țineți minte ce am cumpărat noi ieri? Bună ziua! Nu, 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 nu. Deci o ține 500 de grame la doar 5 de... Sunt urmărit? Ba, mă place ce părere aveți de Lucy. Bună! Bombă! Sexy! Sexy bombă! Bombeu! Bună! Aoleu, da, de ce-i păceat? Nu-i plăcea de bezea, nu știu, că știți că m-am discutat noi odată și mi-a zis că nu-i place de bezea, că îi plăcea de mine. Nu știu dacă a zis asta sau ce a zis exact, dar știți și voi că îi plăcea de mine. Nu știu acum dacă îi mai place de mine, vă dați seama că au trecut atâta timp. Dar hai să mergem mai întâi undeva sigur să discutăm cu Bibi, să vedem. Pentru că totuși cu Bibi avem un copil, mă înțelegeți? Și nu e de joacă. Aude-o pe Bibi. Bună! Ce faci? Oh. Ce drăguț ești! Parcă e mai drăguță decât acum două zile când te-am văzut. Normal. Hai, vină cu aici. Ce zici? Cum ești? Bine. Voiam să ne vedem. Hai să discutăm, că avem niște... Îți bă, da, te-ai îmbrăcat destul de bine. Hai. Sunt și mecheră. Ia urcă. La unde mergem? Urcă. Mergem într-un loc liniștit să discutăm și noi. Dar știu locul perfect pentru a avea discuția asta. Unde? Dar te auzi cam încet. Cred că știu. Ce? A, te auzi cam încet, dar poți să vorbești mai tare, că nu mă da, deranjez. Da, normal. Da, nici pe mine. Cred că știu unde mergem. Știi? Da. Da, știu. Mamă, cred că știu, guys, de ce se aude tare. Dar de ce miroși a femeie? Eu? A, nu, eu. Poate parfumul o bezea, nu știu. Se dă cu scandal, da. Păi, dar și știu și eu cum miroase parfumul ăla și nu miroase a scandal. Nu? Abar n-am. Ușor. Cum era Sebi? Era foarte fericit ca să se ducă să se joace și să se vadă cu gagica aia lui. Era fericit că se vedea cu Anisia? Da. Mamă, e gata, te-a prins. Îmi place să-l văd așa. Bă, da, sunt surprins de cât reține lor relația. Nici da, nu mai știu să mă gândesc că... Ha? I-am crezut că o să țină maxim 2 zile, da, fie. Păi, așa ziceam și eu, dar pentru vârsta lor... A trecut. Mai are puțin și o cerești de căsătorie, știi? Da, ferește. Da, vezi, murim. Murim, stai,
Aici e locul perfect. Ce? Nic. Ce zise Nina azi? Ce? Ce zise Nina? Este foarte cald. A venit vara aproape, mai e puțin. Și asta. Ha? Și asta. Da. Uite un hot dog aici. Vezi tu? Vezi tu ăsta de hot dog? Da. Ce ți fac? $5 hot dog-ul. N-au mai foame, mai ales că sunt așa. Așa. Vino căci. Te pumem. Ia uite-l și pe domnul Matei pe chat. Respect, Frederico, pe chat vreau să văd. Așa, Bibi. Deci, ne-am adunat noi astăzi aici. Deci că tot niște lucruri importante. Da. Vreau să spun, vrei să-ți explic cum văd eu totul? Da, dar ce faci? Pe mine m-a deranjat mult de tot. Și acolo s-a rupt totul și m-am simțit de căcat. Când ai preferat să stai mai mult cu Frederico și cu Bezea și pe mine să mă lași. Știu, poate ai avut perioada, ai fost așa o chestie, nu te-ai gândit foarte bine ce s-a întâmplat și toate astea, dar anul ăla cât am stat eu singur a fost oribil pentru mine. Am stat singur, n-am făcut nimic, poate să mă crezi sau nu mă crezi, chiar a fost greu pentru mine. Nu știu ce ai făcut tu în tot timpul ăsta, dacă vrei să-mi spui. Păi, eu am stat doar cu Sebi și cu Frederico și cu Bezea. Doar atât. Da, mai puțin cu ei. Da, eu am avut grijă de Sebi. Tu ai avut grijă de Sebi? L-am dus în parc, i-am dat să mănânce, i-am luat ce-a vrut el. L-am dus la școală. În același timp să știi că mi-a zis Sebi că nu s-a simțit bine, știi, spre final, că de asta a și fugit atunci, știi? Păi, dau și-o seama. Bine, era dor de mine, nu știu ce s-a întâmplat, ce s-a făcut. Ideea este că aia a fost pentru mine faza care s-a rupt efectiv și m-am simțit de căcat și n-am vrut să mai fac nicio treabă și nu mai am doream să am vreo treabă. Am vrut să mă concentrez pe mine și să fie tot în regulă. Așa că din perspectiva ta, tu cum vezi situația în momentul de față și cum mai vrea tu să fie? Ia spune-mi tu mie. Păi, eu ți-am spus și alaltă ieri. Eu vreau să stăm din nou împreună, să stăm toți trei, să... să... ne împăcăm, să stăm toți trei, să fim fericiți, să facem toate chestiile împreună, cum făceam înainte. Și să fim fericiți! Apreciez că zici și tu lucrurile astea. Oricum, astăzi te-am văzut diferită și prin mesaj. Dacă ai fi așa mereu, ar fi super. Așa aș vrea să te văd. Da, da, că tu ești așa mereu. Păi, dacă văd energia asta din partea ta, automat și eu o să rezonez cu energia asta, înțelegi? Dar nu pot să fiu... Știi, uneori, tu ești fată, tu poți să fii mai drăgălașă, știi? Mai alea. Și după aceea rezonez și eu cu aceeași energie, știi? Da, da. Ce? Nu mă crezi? Asta cineva, dar nu știu cine. Da, da. Eu te cred. Păi și... Doamne. Mă sună și nu vorbește. Trezește-te, trezește-te, da. Puturosule. Trezește. Deci? Da, ideea este că pentru mine chiar este complicat toată situația asta, știi? Eu îmi doresc în același timp să fiu cu tine, dar nu-mi doresc să mai fie cum a fost înainte, știi? Mă refer fazele din ultima perioadă. Cum ai fost în ultima perioadă, că la început a fost totul foarte frumos. Da. Eu ce ți-am zis acum? Ce facem, guys, ziceți? Stăm. Pun așa, orientativ, să văd și părerea voastră. Da. Te iubesc. Wow, am mai auzit și eu asta.
După atâta timp. Bibi. No. Și eu țin mult rău de tot la tine, dar nu pot să mă pronunț încă cu chestia asta. Și eu țin mult la tot ce a fost și toate astea. Și chiar îmi doresc să fie totul cum era înainte. Dar eu trebuie să văd că trece o perioadă, știi, cu chestia asta și că chiar așa va fi, știi? Mă auzi? Da. Bici nu mai zi o dată. Hai, am putut asta. Glus. Așa. E greu. Set, stai. De ce? Uite ce-mi doresc. Să încerc să fim ok, pe cât se poate, și după aceea o să pot să rezonez și eu cu aceeași. Eu nu pot să zic treaba asta ce ai zis tu acum că te iubesc, pentru că nu pot să spun treaba asta până acum la tot ce am primit, că astăzi ai fost foarte drăguță cu mine, apreciez treaba asta și aș vrea așa să fim mereu, dar nu pot să rezonez cu treaba asta, știi? Momentan, că e abia prima dată, înțelegi? Dacă o să văd și eu că așa o să fie în continuare, mă înțelegi? Păi așa o să fie. Și în principal, și eu îmi doresc să fie ok și Sebi, știi? Că avem un copil totuși. Da. Bine. Hai că am o surpriză pentru tine, dacă tu te cumpăr așa drăguț cu mine. Ce surpriză? Hai, vină cu aici. Am văzut care este pulul, guys, dar v-am zis, nu o să fie luat în considerare total pulul și toate astea, nu mă pac cu Bibi momentan. Momentan le las pe amândouă, așa să vedem care este situația, ok? Pentru că trebuie să analizăm situația. Zice ei de Justin. Nu știu dacă ți-am povestit de legat de Justin ce s-a întâmplat. Nu? Legat de Justin ce s-a întâmplat. Că e momentan 50-50 aproape Bibi cu Lucy. Și de asta vreau să fie un procent mai clar. Ce s-a întâmplat? M-am văzut cu Justin. Dar în același timp n-am apucat să discut cu el nimica. Și Justin îmi face o grămadă de probleme în perioada asta. E complicat de tot. Da, Justin. L-a luat pe Bezea ieri, ca să... Hai cu like-ul ăla, vreau să vă dau acolo 1000 de like-uri dacă... Vreți să continuăm și noi acum asta, dacă nu vă pun cortină. Că imediat dați pe butonul de like dacă vă pun cortină. Trag cortina dacă nu dați pe butonul de like. Suntem 1300 de oameni pe live și nici măcar 1000 de like-uri. Like, pe ideea asta merg. Pe niciuna, mai bine ca să rezolvăm toată lumea, nu? Nu, okay, în momentul de față e procesul de 50. Vreau să aș vrea și să fie mai clar răspuns, pentru că multă lume ține cu Bibi. Și eu țin cu Bibi în același timp, aș ține și cu Lucy, pentru că aș vrea poate să fie ceva diferit. De asta zic, încă trebuie să analizăm situația, ok? Nu ne aruncăm prea repede că nu e bine. Asta am pregătit surpriza asta pentru una dintre cele două fete. Nu știam care, dar momentan o folosim cu Bibi. Vedem. Hai, cum parchez pe aici. Mamă, ce drăguț e aici. Ia fi antenă să-ți te arăt ceva. E drăguț. Momentan. Opa. Îmi place că mai nu mi-apar erori când pică net. A picat-o foarte puțin live-ul, dar așa a revenit. Nu știu ce a picat. Foarte, foarte puțin, pentru o secundă, două. Uite, baby, unde te-am adus eu. Vezi construcțiile astea aici? Mm-hmm. Am luat un booking pentru o seară. Așa. Să stăm aici. Ce drăguț. E drăguț. Asta e a noastră, asta din dreapta. Drăguț. Hai să arăt pe aici că e treaba. Uite.
stai. Stai două secunde. Vino cu aici, vino cu aici, vino cu aici. Înainte să intri, înainte să intri, vino cu aici. Da. Așa, fii antenă. Vino cu aici. Ce faci? Ia uite cum arată aici. Didrocuzdrou. Părere, guys? Mamă, deci aici să stai, să vai de capul meu cum e. Vai de capul meu cum e aici. Didrocuzdrou. Și pata asta, baia asta e, e mondială, știi că de mică e. Da, n-ai nevoie de mai mult. E mare. Are și furtuna aici, uite să... Te speri ca lumea dacă cumva ai nevoie. Doamne. Da, mă, e mișto. Bă, măcar patul e mare. Păi, patul e important, nu? Da. Hai până afară. Să-ți arăt și cum sunt restul, să vedem cum de care trag cu restul. Mai aici? A, uite, avem și undițe! Ce mai speriat. Vino cu aici. Uite, avem și undițe. Ai pasiune să dai la pește? Bă, măcar e pat. Nu știu. Patul e mare. Nu știu să folosesc așa ceva. E bine. Nu știi să folosești. Aoleo, doamne. Dar e mișto aici, frate. Chiar e cozy. Ha? Sări în apă. Nu sări în apă, femeie, calmează-te. Bă, îmi tot dat cineva mesaje, dar nu știu cine e. Cine? Te mă sună. Nu știu. Dar nu i-am numărul. Adminatori? Și că bună. Asta vine un pipi junior, auzi. Nu știu cine e. Păi ce fac, mai ales o să aici în față? Nu, ne punem imediat să stăm la un Netflix. Dar, de curiozitate, pe ce seriale te mai uiți sau ceva de genul? Tu așa de curiozitate. Păi, momentan, m-am uitat la unul, dar mi-a fost frică, nu mai știu cum se numește, dar mi-a fost frică rău de tot și m-am uitat la jumate și după aia l-am închis, m-am culcat, dar nu prea m-am uitat, că nu m-am mai avut timp. Nu prea mai avut timp? Da. Dar spune-m așa, un serial. Romantic. Păi ce serial te uiți? Ce? Cine mă se aude? Păi pe asta zic și eu. Mă aud, auzeam o mașină. Nu mă contează, zim. Hai că sunt curios să văd la cine uităm. Ne uităm și noi la un Netflix, după aceea se transformă în altceva. Ne uităm și noi la un Netflix, dar spunem ce serial, film. Păi dar nu uităm la serial. Atunci film. Ce film îți place ție, dragă? Păi eu vreau să ne uităm la... ne uităm la un... un film foarte mișto. Păi zi un film care îți place. Nu știu. Ce, ziceți voi un film? Potrivit. Nu mă, să da ceva pe bune. Nici nu te crede că vă uitați la film. Unul, că eu m-am gândit la unul. Să zic eu prima dată unul? Da. Păi nu mă, băi, ce facem aici? Eu te-am întrebat prima, asta e puțin. Da, zi... eu te-am zis acum, trebuie să răspund. Nu, 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 nu. Hai, zi tu prima. Nici eu nu mai zic. Am auzit 365 de zile. Visul meu e să mă uit la două inimi. L-au băgat acum pe Netflix. Ce s-a băgat? E cu Iuliana Beregoi și cu Ceanu. Nu. E de dragoste. Mai bine mă uit la ProTV.
Păi ce are, mă, ProTV-ul? Păi mai bine mă uit la ProTV decât să mă uit la Iuliana Beregoi. Atunci zi tu film, eu ți-am zis ce-mi place mie. Hați. Ce? Ce faceți? Ce faci tu? Cum ai ajuns aici? Ha? Ce faci? Eu sunt hacker. Dar ce te crezi, din jocuri aici? Da, îți urmăresc telefonul. Ce faci? Îmi urmărești telefonul? Fără să știu. Da, da. Ah, interesant. De ce îmi urmărești telefonul? Nu știu, vreau să văd ce faci, ce faci. Păi sunt cu Bibi aici. Ce faci, Bibi? Mie, nu? Nu-mi seama? Nu. Am luat și o cazare după o grămadă de timp, uite. De ce e aici? Să mă relaxez. Nu ți se pare mișto? Ce-i porcăria asta? Tu ce părere ai, Lucy? Cum se pare? Ce-i cutia asta de chibituri? Ha? Ce-i cutia asta de chibituri? Băi, Marș, ia intră tu acolo și spune-mi tu cutie de chibituri. Ia intră tu înăuntru, ia spune-mi. Marșel, poți să vei puțin să vorbim o chestie? Noi doi? Da. Între patru ochi? Între patru ochi. Da, da, da. Hai, vină puțin. E de bine? E o chestie mai așa și de asta am zis să fie între patru ochi, mă rog. Care e treaba? Știi că eu într-o perioadă am fost, pot să spun, atrasă de tine, în timp ce tu erai împreună cu Bibi. Da. Știi, așa. Nu mai e ca atunci, adică nu vreau să înțelegi greșit sau că, gen, aș avea sentimente, nu vreau să iei prost, doar ca să știi, nu mai am sentimente. A, ca asta nu interpretezi eu greșit sau ce? Da. Și nici nu vreau să, adică să mă bag să așa, nu vreau să stric. Înțelegi ce vreau să zic, nu vreau să mă bag. Adică nu mai e ca înainte. Da, vezi, înțeleg că te-ai schimbat, dar ai intervenit. Vezi, aia, vorbeam între patru ochi. Între șase. Dar n-a intervenit ceva între timp de când ne-am văzut acum dimineață sau ceva în factorul ăsta? Tu nu mai aveai ceva cu mine de mult sau ceva, nu? Da. De atunci, de când am început să mă schimb ușor, nu. Mi-am dat și seama că nu prea e ok, adică n-ai... Ca să nu înțelegi greșit. Eu cred că dacă ne-am chinuit-o, n-ar ieși, da, n-ar fi ok. Am spus chestia asta ca după să nu ai o părere... A băgat bezea strâmbe? Nu cred, mă. Dar n-a intrat vreun factor bezea în ecuație sau ceva, nu? Nu. N-are treabă, mă, ăsta. Ah, ok. Am fost și curios, okay. Că așa. Ok. În fine, da, eu sunt ok, nu am nicio problemă. Știi că eram și de atunci, aveam la fel. Da. Da, bine, acum, dacă ne-am mai fi vorbit și am mai fi vorbit în ultimul an, s-ar fi stat treaba mai diferit, dar acum e mai altfel că am mai început să mai vorbesc cu Bibi. Da, sincer, datorită faptului că m-am schimbat, am schimbat și câte chestii în viața mea și câteva chestii gen. Ah, ok. Da, asta am vrut să-ți spun. Bine, hai de aici să vă vorbesc. Hai cu vrăjirea ta, Marius. Ce m-am pișat, scuzați. Bă, tu erai... Nu, m-am pișat doar. Wow. Eram boschetă. Da, mă. Deci știu pentru ce e asta deja. Bine, te la film și de te-ai învățat la film. Bă, bardiți și plecați. Hai, mă, lasă-o. A, mă, nu e ce trebuie, ce ai? A, deci pentru asta. Bă, vino. Ai înțeles că ai situația în interior, nu? Ce? Nu ți-a părut mișto? Vino încoace, uite. Zi tu că nu-i mișto. Da, face și un duș, nu te vede toată sala de acolo. Bă, ideea e să... O privești prea dur, mă, man. Mă auzi? Nu știu dacă fac eu un duș, mi se vede ciocanul, Luthor? Ce se întâmplă? Ciocanul Luthor? Bă, depinde, dacă mă duc aici un pic și mă împing un pic mai mult, să ți-o dau jos, să-o dorăm. Ai nebunit tu, bă, am plătit, nu-ți exagerez. Dar și mi se pare un preț ok, 500 de lei pe noapte, părere. 500 de lei pe noapte? Da. Toate camerele astea le folosești una, pe toate? Una vere, ai nebunit. Ce faci, dai și le pescuit? Da, poți. Băi, nu, e nașpa, mă, e urât, e prost. Mie nu mi se pare.
Mie nu mi se pare prost. Stai aici, stai aici un minut, mă duc înăuntru și să vezi că într-un minut bine nu pică cocioaba asta pe mine. Nu pică. Dar tu ce faci, frate? Dai... Ia, dă-te... Ce? Ce? A, dar... A, bună seara. Bună seara. Care-i domnul Blancu aici? Care-i domnul Blancu, am întrebat? A, ele. Ele, Blancu. Tu ești? Da, de ce? Suntem din partea sindicatului, te rog frumos să te întorci cu spatele la mine. Dar ce-am făcut? N-o să te întreb de două ori, te întorci cu spatele la mine. Aveam și eu odată o ieșire. Ce-a fost asta? Așa. E o neînțelegere, orice ar fi, să știți că eu n-am nicio de mafie, n-am nicio treabă, mă auziți? Domnule. Da. Da. Eu n-am nicio mafie, n-am nicio treabă, nu știu ce cu sindicatul. Ba da, ba, luați-și pe nevastă să fie cu el. Așa, voi ce treabă aveți cu el? Ce? Na, ce treabă avem? Nu, eu eram cu domnul. Nu, domnul. Ea e, e... El ne-a răpit. Nu, nu, minte, nu e adevărat. Nu știu, nu-l cunosc. A venit peste noi aici. Bă, ești blangiu. Eu locuiesc aici. Bă, cine e? Bă, pleacă de aici. Vecine, așa, lasă-mi pace, drog. Domnișoara, domnișoara e cu tine? E cu noi. Cu voi? Da, sigur? Nu e. Da, nu-l cunosc, e vecină el. Vecină, așa? Da. Domnișoara, tu ce treabă aici? Nu, tu ce treabă aici? Sunt cu domnul. Cunosc. Care din... Cu dreaduri. E cu noi, e cu noi. Așa. Da, nu, nu-l cunosc, să știți. Ce s-a întâmplat? Așa. Ce-am făcut? Dați-și mie. Așa. Vorbim pe drum. Te rog frumos, da, da. Să ne urmezi. Vă mulțumim că ați venit. Hai, ce-am făcut, mă? Haide, hai, în fața mea mergi. Haide, du-te, du-te. Vecine. Ține, o să mă întorc. Haide, haide. Mă întorc repede, e o problemă, e o eroare. Nu știu ce naiba se întâmplă. Vine mea, da? Mă întorc. Vecine, du-te, bă, cu ei. Mă întorc, mă auzi, Bibi? Da, da, da. Cine e Bibi? O cheamă Andreea. Băi, nu vorbim mult, hai, mișcă! Ce? Trădător, bezea? Dar, bă, domnule, de ce mă luați? Că nu înțeleg ce-am făcut! Băi, nu vorbim, băi, vorbești cam mult. Mergi! Gata, gata, merg. Ce naiba vrea asta, vere? Mamă, și sunt patru în cava, n-am ce să facă bezea. Mamă, vere, am luat și o cazare! Băi, 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 n-am ieșit la plimbare în parc, hai urcă în mașină. Doamne, eu nu mă urc în mașină până nu văd o legitimație, ceva, vezi, că voi chiar vezi, sunteți ceva. Vezi că nu o să zic de două ori și o să trec la... la steu. Vreau de o dovadă că voi chiar sunteți de la sindicat ceva. Băi, tu nu vrei să asculți? Zi, nu vrei să asculti? Urcă mașină că nu o să zic de două ori. Gata, urc. Pe partea aia, băi, băi, băi. Unde vrei să urc? Pe partea aia urci. Dar da, sunteți sigur că treia să luați pe domnul? Tu cine ești? Tu cine ești? Păi da, eu sunt soția lui. Tu ești cu el? Păi da, e soțul meu. Soțul tău, da? Întoarce-te cu spatele. Ce? De ce? Hai, întoarce-te cu spatele. Păi de ce să mă întorc cu spatele dacă nu întoarce-te știu de ce cu spatele. Soțul meu? Așa, întoarce-te cu spatele nu că... Nu, te întorci cu spatele. Hai, mâinile sus. A venit să facă pe eroină. Te întorci cu spatele. A venit să facă pe eroină și... Te întorci cu spatele. Te întorci cu spatele. A venit să facă pe eroină, o ia și pe... Bro... Băi, te întorci cu spatele. Haide, mă... Vezi să mă duc, tot să mă întorc cu spatele, să-mi punească tușele. Vezi că următorul gloț vine în tine. Te întorci cu spatele. Mă, întoarce-te mai repede. Dar ce-ai făcut? Așa, lasă-mi-l de jos. Aha.
Așa, urmează-mă. Domnișoară, te rog să mă urmezi. Hai, ce m-a salvat. Și era atât de aproape. Aoleu. Băi, și era atât de aproape să mă salvez. Pe naiba. Hai, bă, dă-i, dă-i la castel. Da, tu nu înțeleg de ce m-am luat. Chat? Bezea e trădător. Bezea a făcut asta? Sunt de la Bezea, că altfel îl lua și pe el. Nu are, mă, treabă Bezea. E sindicat. Ce treabă are Bezea cu sindicat? Nu înțeleg. Doamne, niște explicații? Când o să aflu știu ce am făcut sau unde mă duceți? Naiba are ce point-ul pus. În munți? Nu e bine. Unde mă duceți? Doamne, unde mă duceți? Vorbește, a? Mor eu. Mamă, guys. Și-a luat-o și pe Bibi, frate, că a făcut pe eroină. Hai să dai și pe acolo pe butonul de subscribe și de like. Dacă vreți să vedeți, băi, continuarea, 2500 like-uri. Mi-a sindicat să mă simt. Mersi mult de donații, Mihai. Bă, trebuie să mi-aduc și eu aminte să pornesc sunetul de la donații, că sunetele, donațiile astea au muzică, dar eu nu l-am mai pus. Poate fac asta acum? Da, n-are rost acum. Mă, o să să fac eu o dată, să mă duc să aminte și mie cândva, mesaj pe Discord, dacă se poate, moderator ceva, ca să pot să fac și asta o dată, că mereu vreau să fac, dar uit, să dau sunetul la donații, că de când am făcut slipstream ultimul, adică nu știu cât timp, mereu e pe mute. Urmează, băi, vă mai anunț o dată foarte important. Mai e foarte puțin și vă anunț data viitoare, cred că în weekend o să vă anunț concursul pentru Mariusel. Ok? Facem 3 ani de Mariusel, facem concurs de funny moments, strângeți faze amuzante de pe live-uri, deja vă puteți apuca să faceți funny moments-urile, iar cel mai bun funny moments câștigă un mare premiu. Încă nu vi-l anunț, o să vi-l anunț data viitoare. Mamă, și mamă, data viitoare să facem multe. Dai mod azi, acum m-am adus aminte și de mod. Trebuia să zic, data viitoare dăm și mod. Dacă mi-am zis aminte. Astăzi nu mai dăm. În data viitoare. Moderator. Așa că fiți activi de la început până la sfârșit. Ce oblea, prin sredă băiciu. Unde suntem? Eu acum o văd. Da, da, da. Ce zăibistac, da, da. Unde am ajuns, fratele meu? Ce e ăsta? Всё охуительно. A vorbit în rusă? A vorbit în rusă. Te-a dus la ruși. Mă, uite-o și pe bine. Ce face, mă, ăsta? Analizează ușa, uite-te și tu la el, mâncava și... Hai decât să mă dai jos! Mă, da, ce-o, Liblan? Darova! Salut, salut! Prietenul meu! Dacă tătă, ăta, cac eu ăta, dar bă ce mai e, da? Bro, știi că... Ne-am înțeles ultima dată când ne-am văzut. Haide. Nu știu ce zice asta. Translate to me. Tak, davai, o lași. Moldovenii de pe chat, vă rog eu mult. Eu știu că voi faceți rusul. Jos. Ты глухой, блядь? Вылазь, говорю. Вот так вот, молодец. Апроба, апроб. Тот че здесь плюс. Ари, бля, пробай, банушка. Банушка, банушка. Bibi? Ce, давайте. Pare rău de situația asta. Dar nici eu nu știu ce suntem aici. Da. Давайте, увозите его. O explicație, dragilor? Poftim? Pentru domnul care vorbește în chineză. E prusă.
Так, блядь, следи за этим челом, давай. Иди за ним. А здесь говоришь, что миль бачим фунт? Бля, я тебе сейчас как в рот дам, бля, гандон, нахуй. Пиздеть ты, бля, долго можешь, да? Окей. Калма ты. Урмареш ты заебал, говорю тебе еще раз. Давай, быстро! Да, бля, все, уже не пизди его, все, бля. Как там, Амиш, оу? Думай, дать, я понимаю, я... Ты че, ебанутый, бля? Я тебе говорю, иди за того, блядь. Пе унде стоял, к нам лок. Сиди за этим, бля, который наш с шапкой белой, блядь, или с маской, как тебе сказать? Это кред, это кред. Хует, блядь, а ну кред. Давай, быстро. Север Морезичи. Мадмуазель, чё, блядь, инвитации требуешь це, блядь, давай. А, мы înțeles ce a zis, că domnișoară, ție trebuie invitația, am înțeles ce a zis. Bă, unde suntem? Da, твоя шлюха будет. Română, мы как троим Румыния. Это, блядь, United States of America, никакой, блядь, Румыния, ты, блядь, шизик. Румына, блядь. Vrei română? Da. Vrei română? Da. Curva ta, aha. Vin în spate, rămâne, ok? Davai, vei păi copcă-i, da, davai, marș. Vreau să o văd, de ce nu vine? Să stai acolo, leacă, davai, hai. Ați lăsat-o marș. Voi acolo, nu mai băga strâmbe, că voi ați lăsat-o acolo, că venea. Bля, я тебе сейчас как два раза тебя выебу, я честно тебе говорю. Unde am ajuns, vere? Nu mai râdeți, chat! O rupem meu băiatul. Dacă cumva îi faceți ceva lui Bibi, o să aveți probleme mari. Huibi, bălea, Bibi. Da, tu o să ai probleme mari. Probleme? Probleme. Probleme. Давай, здесь, налево, поворачивай, вот так налево, вот, налево. Ну, прям, скажи, кувинты, гандон. Я тебе, блядь, еще раз отъебу, блядь, второй раз, я тебе угробу, нахуй. Ну, что я вам здесь, да, мобильный маяк, че скрипачат? Ай, зумничка, спри, гандон. Гандон меня называет, блядь. Are vere, unde mă plimbi, unde e palat, ce e ăsta, mă? Unde suntem? Ce e ăsta și de ce sunt aici? Hai, hai! Mișcă-te, bleați! Mișcă-te, mișcă, blă! Bine, nu mai zic. Te-a jurat în toate felurile? Ok, nu mai... Mai bine... Le oprim. Pohui. Tebe pohui? E. Yeah. Unde ne urcăm, mă, turnul Rapunzel? Doamne, mai și mor, că mi-e sete. Чё стоим, бля, двигай. Мне сети, да мор. И сети? Сети. Дай мне это, когда не могу где сама искап. Дай мне это, да. Дезляга мы. Дезлягайте, мы ворог. Ааа, оле-о. Это и, ну? Конечно, блядь, кого еще мы должны были принести? Салют. Ау! Бега меж гурата. Окей. Я сейчас вот туку фрати. Стой, стой, ушор. Чине, че? Стой, полук. Че? Сейчас треба вот туку фрати, мне зи репеде. Каре фрати ту? Оу, стой пуцин, куме, трека нам фуку нимик. Бе, стой, полук. Стой. Бе, стой, мы... Но... Лук, ту не ауз.
Tu n-au să stai pe loc, zici ce treaba ai avut cu frate-mi. Man, asta nu se bea puțin niște apă, că nu mai pot. Înțelege și tu puțin. Nu știu cine e fratele tău. Eu am o eroare la mijloc. Ai luat persoana greșită. Trebuie să iei pe altcineva. Eu n-am luat pe nimeni. Da? Da. Băi, de ce minți, mă, că n-ai fost adusă degeaba aici? Păi, dar spune-mi explicații, ce frate, ce s-a întâmplat? Băi, un copil mic. Dacă fratele meu. Dacă și bag cuțitul, cred că să fie să urât. Nu cred că mă omor. Care a fost toată acum două zile, cred. A fost dat de dispărut și am primit informația că tu ai fi la mijloc. Cine ți-a dat informația asta? Păi, din moment ce te-a adus sindicatul aici, nu crezi că... A fost degeaba sau cum? Eu n-am furat pe nimeni, n-am luat pe nimeni. E greșeală, nu am, ți-am furat niciun om. Eu am fost... Ia loc, ia loc pe scaunul ăla. Că o să stăm mult aici, dacă nu vrei să recunoști, ia loc pe scaunul. Gata, iau loc, stai liniștit. Așa, deci nu vrei. Nu vrei să recunoști, a? Cu metre, eu îți spun cât se poate de sincer că n-am făcut nimic. Nu știu cine a luat ce a luat, că nu știu. Da, ești sigur tu de asta? De cine ți-a furat? Ce s-a întâmplat? Că nu știu. Bă, nu mai face. Nu te mai preface că nu știi. Știi perfect. Am martori, oameni cu care am stat. Când s-a întâmplat treaba asta? Nu, fii atent. Ai la dispoziție, da? Deci tu ai la dispoziție în seara asta. Ai la dispoziție în seara asta să te gândești bine la ce se întâmplă. Că mâine ce trecem la... Trebuie să tăiem o mână, un picior, ceva. Scoatem un ochi. Dacă tu nu vrei să-mi zici unde l-ai dus pe frate meu. Așa, vină, te rog, înțelege. De pe scaun? Nu, vină încoacă, te leg de... Ăla acolo, să nu poți să te miști deloc. Treci, hai, vină încoa. Trebuie să fie o altă cale, măcar dăm ceva de mâncare, că mor de foame, de sete. O să-ți aduc un băiat imediat mâncare. Așa, vină încoa să trec de asta aici. Mă lici de asta? Așa. Mana boierului special? Ce pui mi-a deci, atent, ai la dispoziție în seara asta să te gândești bine. M-a legat. Ce vrei să spui, ce nu vrei să spui. Eu mâine dimineață vin, te iau la întrebări, dacă spui ceva ce nu și nu-mi convine, trecem la acțiune, tăiem o mână, un picior, scoatem un ochi. Trebuie să înțelegi că eu... Aici o să mă lași pe bune? Ce? Toată noaptea o să stau aici când eu nu înțelegi că n-am furat pe nimeni? O să am dovezi, astăzi... am oameni. Nu contează. Așa, ne auzim mâine dimineață. Guys, eu n-am vrut să spun că gelul ăla, dacă voi știți treaba asta, voi știți voi, că așa. Ești șmecher, dar eu nu are să n-arec să asta. Spooky Noki, moi gospodin, gandon uiobăc huisos, otakot. Super. Давайте, ребята. Acum mă lăsați aici să putrezez, nu? Ce pui mei. Unde trimit funny moments, o să vi le puteți pune pe Discord, pe serverul meu de Discord, dar momentan lucrează la ele, o să vă anunț săptămâna viitoare, nu săptămâna viitoare, weekendul ăsta când o să facem următorul episod, dacă facem peste 2500 like-uri, așa că dați acolo pe butonul de like, rupeți butonul de like. Dacă vreți să facem continuarea, dați și acolo pe butonul de like, că facem 2500 like-uri. Ai briceag. Corect, am briceag. Problema este în felul următor, ai cuțit, frate. Știu că am cuțit. Vrei să-ți scap acum, să intrăm în probleme, să scăpăm de cuțit? Ideea e că dacă... Nu știu ce să fac aici. Ideea e că eu am și telefonul. Aoleu, vine asta. Nu mai fac nimic că a venit asta să se uită la mine. Aoleu. Puteam să... Băi, încă mai am telefonul, vere. Bă, dar Bezea este că mă urmărește telefonul, este? Bezea îmi urmărește telefonul.
Nu știu, totuși, dacă chiar mi-l urmărește sau de unde îl pui miștia. Mi-l urmărește sau nu mi-l urmărește? Ai telefon, sună pe ceva. Ia, că ăsta, am coborât ăla. Să încerc acum să... O să sun pe BZM. Încercăm? Mai stai, dacă ai nevoie de oameni, am trebuit să-ți spun Frederico să-mi dea de-am. Da, da. Să încercăm? Vreți să-mi tai funia? Hai că pun o întrebare pe aici. Tai funia și îl sun pe BZ? Da, nu. Ideea este că ăsta ca să mă localizeze prin telefon. Nici nu știu de când e chemat pe la fabrică. Mă, deci ideea este că nu eu am furat pe omul lui. Sunt nevinovat, dar cineva a făcut asta și acel cineva... Noi nu știm cine e, teoretic, dar aparent voi știți cine e. Aparent Gelo a făcut asta, dar Mariusel nu știe treaba asta, înțelegeți? Este... corect, sunt nicio formă să știu lucruri care nu ar trebui să le știu. Asta se numește fail roleplay, ok? Adică, e imposibil. Mi-ați arătat tu de, că ți-a zis Dumnezeu. Dar Mariusel n-are de unde să știe treaba asta. Dar multe mașini se mai șterg pe parcursul. Cât de câte mi-a apărut anunțul ăsta pe parcursul live-ului? Mă uitați că, uite, sunt 90 de oameni acum pe server. Intrați și voi, poate facem 100 de oameni pe server. Haide, pe optic. Poate facem 100 de oameni. 8 jumate. Intrați și voi pe server dacă vreți să-și curați alături de mine și Uzi. Că de aici ne luăm noi oamenii de pe server. Are că trebuie bătaia de la fabrică. Rezistentă la apă, o bază pe ternic, sunetele înalte. Ți-am trimis link pe Discord la căști. Păi le-am și eu pe alea, cred că Galaxy Buzz, dacă sunt alea. Dacă sunt altele, nu știu. Gam, de la Samsung. Haide. Hai să tăiem, guys. Ai zis 90% să tăiem. Hai că, gata. Tăiem astea. Fără povești. Deci mi-i taie funia. Perfect! Perfect, perfect, perfect. Perfect. El. Bizea. Telefon. Răspunde, răspunde, nemernicule! Alo! Lângă cod poștal 2003, e un castel. Te rog, vino, ține-mă, da, localizează-mă, ai 15 secunde. Stai liniștit. 15 secunde. M-am găsit? Da, gata. Perfect. Că nu știu cât mai rezist. Pa. Bun. Acum ce facem? Cauzi scările. Se preface legat. Gata. Gata.
E bine, boys, e bine. E bine. Dar ăsta nu mai pleacă de aici, nu-s-te? Mai pleacă și ăsta de aici, acum stau. N-am, vorbește prin stație, n-am știu ce vorbește. Mă, dar e chiar așa să mă perchiziționeze, să-mi ia tot ce am pe mine? Păi, de fapt, ce... Nu s-au gândit, efectiv, nu știu cum nu s-au gândit. Bine, norocul meu. Norocul meu. Ce să mai... Cheamă și de cuțit. Cheamă și de cuțit. Păi și ce fac cu cadavru? Să-l aștept pe bezean. Ideea că nu știu unde mă aflu acum. Ce să fac? Să iau telefonul să-i zică unde mă aflu? Repete. Contacte bezea. Sunt la ultimul etaj. Am reușit să mă dezleg și am telefon. Dar mă verifică destul de des. Ce fac? Bă, ce bun e cuțitul ăla să-l ai. Bă, ce bun e cuțitul ăla să-l ai. Bă, e bun rău cuțitul ăla. N-a răspuns. Nu mi-a dat niciun mesaj. Nu știu ce pui mi-i face. Cadavrul arunci. Pă, unde să-l arunci, guys? Că n-ai unde să-l arunci. Dacă n-ai unde să-l arunci. Dar nu mă răspunde, mă, la mesaj. Vine bezea cu mafia. Nu știu ce nu-mi răspunde. Camera pe masă. Camera e aia? Nu-i camera aia, mă. E un bec. Niște becuri. Nu știu dacă sunt niște senzori de proximitate. Habar n-am. Cred că jos sunt ăștia. Să te lasă, Tom. Așa că n-am ce să fac. De ce n-am armă? De ce n-am armă? Mi-a luat armele? N-am armă, dar am gloanțe. Când am pierdut armele? Că nu știu. De ce nu mai am armele? Mi le-au luat ăștia, habar n-am. Vai de capul meu, nu mai am arme, am decât gloanțele la arme. Da, guys, cred că trebuie să pur și simplu să așteptăm să vină bezea după noi. Hai cu like-ul ăla pentru următorul episod. Dacă vreți să vedeți continuarea. Data viitoare vă anunț legat de concurs, mai multe detalii și unde vă scrieți cu funny moments și nu știu ce. Așa că până atunci faceți funny moments-uri amuzante. O să trească să le puneți pe YouTube. Și fazele respective o să câștige.
Mă gândesc să fac ceva, un premiu și pentru un TikTok, să mai am popular TikTok cu un anumit hashtag. Poate facem și o chestie de asta. Poate voi mai ușor cu un TikTok. Și ăla care are mai multe vizionări ca TikTok, câștigă. Eu zic că fair enough, zic eu.